Salut și bine te-am găsit la un nou video! Astăzi este vorba despre configurarea kitului de alarmă wireless LAN cu GSM de la Hikvision. Hai să îți arăt ce trebuie să faci înainte ca să-l poți configura. Înainte să începem configurarea, vă prezint puțin accesoriile din pachet. Avem aici centrala Hikvision, senzorul PIR, contactul magnetic, bateria, adaptorul alimentatorului de 12V și cele 5 carduri pentru deblocare. Dăm puțină sea deoparte. Desfacem acest șurubel. Tragem așa capacul. Bun. Aici avem tamperul. Iar în această zonă se introduce rețeaua și alimentarea. Hai să punem și adaptorul pe alimentator. Intră foarte simplu printr-un click. Ca să-l scoateți, avem aici un buton de push. Îl împingem și îl tragem. Foarte simplu. Aici avem cartela microSIM 4G, este de la Telecom, hai să o extragem. Se pare că trebuie să folosim cartela cu adaptorul cel mai mare, hai să o introducem în centrală, împingem în sus și o punem în această poziție. Bun, aceasta este poziția. O lăsăm în jos și o blocăm. Deci în stânga se deschide și în dreapta se închide. Vom introduce acum rețeaua și alimentarea. Bun, a intrat până la click. Urmează alimentarea. Punem frumos pe aici. Apoi bateria. O introducem în acest pin. Iar la final punem capacul. Aici va trebui să rupeți această bucată de plastic. O să vedeți de ce. Iar acum înșurubăm. Conectăm și alimentatorul. Așteptăm. Și acum trebuie să mergem la PC să deschidem programul CADP Tool. Bun, am auzit și sunetul și acum să ne configurăm rețeaua. Și începem configurarea kitului de alarmă wireless accesând programul CADP Tool. Ne apare dispozitivul că este inactiv. Vom introduce acum o parolă, adică creăm o parolă. Activate. Dispozitivul s-a activat. Ce facem mai departe? Mergem la Commander, dăm un Enter și trebuie să scriem ipconfig. Mi-a găsit aici IP-ul. Hai să-l mărim puțin. Da, avem și routerul. Acum trebuie să introducem IP-ul găsit din ipconfig. Dezactivăm DHCP-ul. Și introducem IP-ul 192.168.1.73. Gateway-ul este bun, avem 192.168.1.1, este asemănător. Dăm click pe Modify și va trebui să ne ceară parola. Please input the admin password, introducem parola și dăm click pe Modify. Parametrii s-au modificat cu succes. Dăm un refresh și acum mergem la Internet Explorer și introducem IP-ul din CADP Tool. Enter. Nu se poate accesa această pagină. Hai să vă arăt ce facem mai departe. Dăm click pe Enable DHCP, Modify și ne cere să introducem parola. Introducem parola. Modify. Dăm refresh. Și ne-a schimbat IP-ul cu 192.168.1.252. Mergem iară la Internet Explorer.
192.168.1.252, Enter. Și am intrat în interfața kitului de alarmă. Scriem admin la user și apoi introducem parola. Login. Avem aici meniul cu setări. Mai departe mergem la Communication Parameters. Apoi la Wi-Fi. Și aici trebuie să selectăm rețeaua wireless. La noi este Zixel. Dăm click pe Connect. Și introducem parola. Connect. Save. Bun, am reușit să ne conectăm la rețeaua routerului. Să extragem cablul de rețea. Ia să vedeți ce se întâmplă dacă scoatem capacul centralei. S-a activat tamperul. Este un sistem antiefracție. Scoatem rețeaua. Și punem la loc capacul. Ca să scap de acest sunet, o voi scoate puțin din priză. Aștept 2-3 secunde. Reintroduc alimentatorul în priză. S-a anulat efectul antiefracție. Mai departe, ne întoarcem la programul SIADP Tool pentru a dezactiva DHCP-ul. Ca să ne rămână IP-ul fix, deselectăm Enable DHCP, click pe Modify și introducem parola. Modify. S-a modificat cu succes și ar trebui să ne rămână fix acest IP, 192.168.1.145. Mergem la Internet Explorer și scriem acest IP, 192.168.1, Enter. Am ajuns în interfața kitului de alarmă. Și acum, tot din interfața kitului de alarmă wireless, vă arăt cum să activați cardurile pentru deblocare. Mergem la Card, selectăm Add. Și apoi mergem la centrală. Poziționăm odată cardul până la primul sunet. Îi dăm un nume, card 1. OK. Și s-a activat primul card. La fel facem și cu celelalte 4. Și acum vă arăt cum adăugați senzorul PIR. Avem nevoie de o șurubelniță în cruce. Desfacem acest șurub. Da. Așa arată plăcuța logică a senzorului PIR. Extragem această protecție pentru contact. Scoatem bateria. Există o regulă aici. După ce extragem bateria de pe plăcuța senzorului PIR, suntem obligați să-l înregistrăm în timp de 90 de secunde. Punem bateria. O să vedeți că avem și polaritatea explicată aici. Plusul este în sus. Apăsăm pe acest buton pentru rolare. Add device. Power the device on. Și apoi ținem acest buton timp de 5 secunde. The PIR detector is added to zone 1. Bun, am adăugat cu succes acest dispozitiv. Îi punem capacul. Și acum vă arăt cum să adăugați și contactul magnetic. Așa arată contactul magnetic. Este format din două bucăți. Avem aici două săgeți. Îl desfacem cu șurubelnița. Și aici avem o protecție pentru baterie. Ca să fie inactivă. Extragem această protecție pentru a activa bateria. Scoatem și bateria. Și după cum v-am spus, aici există o regulă. După ce conectăm bateria, avem timp 90 de secunde să-l înrolăm. Punem bateria, conform polarității, apăsăm butonul de pe centrală pentru înrolare și ținem apăsat butonul acesta timp de 5 secunde. S-a adăugat cu succes contactul magnetic. Punem capacul la loc. Și acum să mergem la aplicația mobilă HIC-Connect. Pentru a putea adăuga centrala pe aplicația HIC-Connect, trebuie să facem în felul următor. Mergem la aplicație, deschidem HIC-Connect, dăm click pe adăugare și scanăm codul QR de pe centrală.
selectăm adăugare, următor și salvare. Dăm un click pe ea. Avem cele două zone adăugate, este vorba de senzorul PIR și contactul magnetic. În următoarele videoclipuri vă arăt cum s-a adăugat și alte dispozitive, cum ar fi camera de supraveghere Hikvision, sirenă wireless, tastatură wireless și telecomandă. Tot în descrierea acestui video veți găsi și link-urile către aceste produse. Acesta a fost tutorialul la kitul de alarmă wireless LAN cu GSM de la Hikvision. Dacă îți dorești să afli mai multe informații în materie de sisteme de securitate, noi te invităm să te abonezi pe canalul de YouTube Atutech. Nu uita să activezi și notificările printr-o simplă apăsare pe clopoțel. Te așteptăm și pe site-ul nostru www.a2t.ro pentru mai multe produse. Pe data viitoare!